fratele vă estimează ca și fiind mai spiritual decât sunteți, dar voi sunteți moștenirea mea și eu vă cunosc, așa că am să fiu mai pragmatic. Știu că, deși orice păstor și-ar dori să gândească că la finalul serii enoriașii vor sta în introspecție despre ce au îndeplinit pentru Domnul anul acesta și face planul mărețe pentru anul viitor, realitatea este alta. Realitatea că în această seară, într-adevăr, vom avea momente de introspecție, într-adevăr, vom privi la anul care a trecut. De obicei, această introspecție produce un fel de criză, un fel de depresie când ne uităm la anul care a trecut, când realizăm că a trecut anul, când realizăm că un an se încheie, că altul începe. Sunt clipe încărcate cu emoții, cu semnificație. Câteodată sunt triste, câteodată sunt chiar clipe de disperare. Când realizăm, așa cum a zis și fratele Călin, câte ne-am propus și nimic n-am realizat. Doar că de obicei acestea au valențe mult mai pragmatice, nu neapărat despre citirea Bibliei sau prezența la biserică, și altele realizăm cât de neputincios suntem. De alte ori de speranță, dacă am avut un an bun sau dacă depășim momentul acela de disperare și spunem, bun, a fost un an rău, un an prost, un an nimic n-a mers bine, dar va fi altfel. E un nou început, e o nouă posibilitate și începem la un moment dat. Procesul acesta durează mai mult sau mai puțin pentru fiecare dintre noi, dar începem la un moment dat, poate din această seară. Începem să privim în față și suntem hotărâți că anul care va veni va fi cumva, fiecare puteți completa cum vreți, va fi mai bun, mai prosper, mai plin de realizări, va fi cumva, ne propunem ceva, începem să ne propunem niște ținte, niște scopuri și dacă anul trecut a fost rău, anul viitor va fi altfel. Dacă anul trecut a fost unul de succes, la anul vom avea și mai mult succes. Dacă anul trecut am fost bolnavi, la anul vrem să fim sănătoși. Dacă anul trecut a fost plin de suferință, la anul vrem ca să fie bucurie. Și nu este rău să facem lucrul acesta, doar că în acest proces ne pasc mai multe pericole, mai multe capcane care ne cuprind și în această seară vreau să vă dau patru sfaturi ca în acest proces, care în mod natural îl veți parcurge, de retrospecție pe de o parte și apoi de a privi spre viitor și a-ți propune ca anul viitor să fie cumva. Îți vei propune lucrul acesta în această seară sau mâine poate, în care vei spune anul care vine va fi cumva, va fi ceva din el, voi face ceva din el. Da? Este un proces natural, dar ne pas câteva pericole, câteva capcane și în sensul acesta aș vrea ca să lăsăm ca Dumnezeu să ne îndemne prin cuvintele aduse în Proverbe, capitolul 3, de Solomon, care cred că sunt extrem de potrivite pentru noi și permiteți-mi să citesc primele 10 versete. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât și scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netăzi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcoare oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Patru pericole care ne pasc, patru capcane, când ne uităm la anul care ne stă înainte și facem planuri. Facem rezoluții, luăm hotărâri și spunem în sufletul nostru, anul care vine va fi cumva, va fi ceva din el. Primul pericol care ni se prezintă în această seară este pericolul
uitării. Solomon ne amintește că suntem extrem de vulnerabili de a cădea în această capcană de a uita. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Facem planuri, ne propunem scopuri, luăm rezoluții, dar să nu uităm în timp ce facem aceste lucruri învățăturile care le-am primit. Acele învățături elementare, acele învățături deosebit de importante, care ne vor ghida în mod corect în planurile noastre. Că atunci când luăm deciziile pentru anul care vin, să nu uităm ceea ce am fost învățați, care poate avea efectul dorit de a avea un an plin de bucurie și un an plin de împlinire. Poate le-am primit acele învățături de la părinții noștri, dacă au fost părinți credincioși. Poate le-am primit încă din copilăria noastră, așa cum spune Apostolul Pavel despre Timotei. Poate că le-am primit la biserica din care facem parte. În 2019 am fost învățați și sfătuiți în cadrul bisericii din Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că le-am primit în mod direct de la Tatăl nostru Ceresc din Cuvântul Său. Dar, într-un fel sau altul, nădăjduiesc că le-ați primit aceste învățături elementare, niște învățături duhovnicești care vă pot ghida viața în așa fel atunci când luați decizii, când faceți planuri, încât să aveți într-adevăr un an împlinit, un an plin de fericire. Și este așa de ușor când stăm înaintea anului 2020 și începem să facem planuri și să trasăm direcții, este așa de ușor să uităm. Să uităm acele învățături, să uităm ce am învățat în ultimul an, să uităm ce am învățat în ultimii 10 ani, să uităm ceea ce Dumnezeu ne-a învățat în viața noastră și să facem planuri neținând cont de acele lucruri. Să facem planuri cumva într-un vid. Eu și cu visele mele, eu și cu gândurile mele, neținând cont de învățăturile și de sfaturile care pot ca să facă anul viitor, într-adevăr, să fie un an plin de împlinire. Uitarea este ceva care vine în mod natural. Este o consecință a timpului. Nu este nevoie să faci ceva, este foarte ușor ca să uiți ceea ce ai învățat. Pur și simplu trebuie să faci absolut nimic. Este nevoie, în schimb, de un act conștient al voinței și constant ca să nu uiți. Dacă ai învățat, de exemplu, la liceu ceva, nu știu, poate ai învățat ceva la ora de fizică, da? Dacă ar fi să te întreb acum ceva din ora de fizică, nu mai ții minte absolut nimic. De ce? Pentru că deși ai depus un efort foarte mare atunci ca să treci examenul, pentru că după acel examen sau după acel an în care ai învățat, nu știu, legile termodinamice, da? Sau ceva de genul, pentru că n-ai depus un efort conștient și constant să practici și să-ți amintești acele adevăruri, dacă te întreb astăzi despre legile termodinamice, vei spune ce să le-a. Dar le-ai învățat în liceu, da? De asemenea, și cu adevăruri sau învățături spirituale, tu ai învățat la biserică sau ai citit din Scriptură niște adevăruri și ele sunt acolo undeva în creierul tău și în inima ta, dar dacă nu depui un efort constant și conștient în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an, trebuie să-mi amintesc aceste învățături. Trebuie să-mi amintesc aceste adevăruri. Ele, pur și simplu, sunt uitate. Amintirea și înțelepciunea noastră este ca și un mușchi. Dacă nu îl folosești și dacă nu îl exersezi, el pur și simplu se atrofiază, el nu mai are nicio putere. De aceea Solomon ne îndeamnă să nu uităm. Cum? Ne spune să păstrăm sau să strângem în inima noastră sau să păzim în inima noastră această înțelepciune care am primit-o prin învățătură. Uitarea este pasivă. Nu trebuie să faci nimic ca să uiți. Amintirea este activă, necesită un efort din partea ta, o vigilență, o conștientizare, o prețuire a ceea ce ai primit, încât îl strângi în inima ta și spui, nu vreau să-l pierd. Nu vreau să pierd această amintire, nu vreau să pierd această înțelepciune. Trebuie ca să vezi ceea ce ai învățat, ceea ce ai primit, ca să vezi ca și important, trebuie să le iubești și trebuie ca să îți dai toată silința să le păstrezi.
Pentru că degeaba ai fost învățat, dacă nu te deprinzi în a-ți aminti aceste lucruri, în scurt timp le vei uita. Și le vei pierde. Dacă pleci din această biserică, poate ai fost aici de la început, după 5 ani de zile, ai primit un corp întreg de învățătură, de doctrină bogată. Da? Ai primit-o, este a ta, este în inima ta la ora actuală. Dacă pleci de aici și nu mai te deprinzi în studiu biblic, în repetarea acestor adevăruri, peste încă 5 ani nu vei mai ști nimic. Și dacă mă întâlnesc cu tine peste 5 ani de zile și zic, sora Liliana, frate Călin, cum este cu adevărurile elementare, esențiale a credinței care le-am învățat și de care ne-am bucurat împreună? Și vei spune, nu știu. Unde s-au dus? Le-am uitat. Am uitat de ele. S-au pierdut. La fel cum s-a pierdut lecția aceea de fizică din liceu, pentru că n-ai considerat-o importantă, n-ai considerat-o esențială, n-ai repetat-o, nu ți-ai amintit, n-ai strâns-o în inima ta și zici neapărat să țin minte legile termodinamice. N-ai considerat că sunt importante pentru viața ta. Se spune că trebuie să ne amintim de aceste învățături, pentru că în ele, în înțelepciunea aceasta elementară care am primit-o, este secretul fericirii. Așa putem să avem o viață plină de belșug din toate punctele de vedere. Secretul fericirii îl învățăm cu toții de mici. De mici învățăm, dacă Dumnezeu ne-a dat harul acesta, de mici învățăm ceea ce este nevoie ca omul să fie fericit. Îl învățăm poate prima dată când părinții noștri împărtășesc cu noi adevărul Scripturii. Sau poate prima dată când intrăm într-o biserică. Dar cu fiecare an ce trece, îl uităm. Și amintirea lui este înlocuită cu tot felul de lucruri care promit fericirea, dar nu o pot produce. Cu realizări, cu obiecte, cu averi, cu experiențe, cu tot felul de idei care promit fericirea, dar care nu o pot produce. Toate cu scopul, toate aceste lucruri care înlocuiesc această cunoaștere, toate cu scopul de a fi fericit. Și parcă orice facem și oricât ne chinuim, oricâte obiecte acaparăm, oricâte experiențe experimentăm, oricâte locuri vizităm, cu scopul de a fi fericiți, nu avem fericirea. Pentru că am uitat secretul fericirii, am uitat învățăturile și sfaturile care aduc fericirea și împlinirea adevărată. Ne spune Solomon, căci ele, adică învățătura și sfaturile acestea, îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Două aspecte subliniate în motivația dată de Solomon ca să nu uităm aceste învățături. Cantitatea vieții, da, o viață lungă, și calitatea vieții, o viață plină de pace și de împlinire. Într-un cuvânt, viața la superlativ, o viață lungă și fericită, se află în această înțelepciune care noi aproape că am uitat-o, care se șterge cu fiecare an din viața noastră, din mințile noastre și din inimile noastre. Pentru că în fiecare an facem planuri, le punem în practică, uitând de învățătura și de valorile și de lucrurile care Dumnezeu ne le-a dat încă din pruncie la mulți dintre noi. Tragedia este că doar în această învățătură și doar în acest conținut divin se găsește cu adevărat fericirea. Și noi tot alergăm și alergăm și alergăm uitând această învățătură. Al doilea pericol, sau a doua capcană. Primul este al uitării. Al doilea pericol este pericolul de a ne pierde identitatea în această căutare. Se produce un troc în mintea noastră și în inima noastră, pentru că uităm, un troc subtil, dar lent, subtil și lent, dar sigur. Se schimbă fericirea cea simplă și spirituală și duhovnicească despre care am învățat din cuvântul lui Dumnezeu pentru o fericire firească. Înțelepciunea cea duhovnicească primită din cuvânt pentru o cunoaștere lumească, experiențială. Se schimbă identitatea și caracterul creștin pentru cel lumesc. Uităm cine suntem încet și încet, an după an. Uităm cine suntem și ca atare, pentru că am uitat cine suntem, ne comportăm ca și niște oameni care nu-și cunosc
identitatea. Să nu te părăsească, spune Solomon, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Când ai uitat adevăratele valori, adevăratele adevăruri, ajungi ca să le calci în picioare pentru a obține mult dorita fericire, sau așa cum o înțelegi acum. Bunătatea, care ai înțeles din pruncie că este important pentru orice om să o dețină, să fie un om bun, este înlocuită cu răutatea. Dragostea cu dușmânia, grija pentru semeni cu indiferența și toate acestea pentru a obține fericirea. Credincioșia este înlocuită cu nedreptatea, demnitatea cu lăcomia, adevărul cu minciuna și toate acestea, spui tu, pentru a obține fericirea. Când uiți adevărurile care Dumnezeu te-a învățat, poate de mic, identitatea ta este pierdută și ca atare viața ta este trăită fără bunătate și fără credincioșie. Nu mai ai acea demnitate de creștin. Pentru că am uitat ce este cu adevărat valoros, începem și distrugem tot ceea ce este bun și frumos. Și începem cu noi, cu inima noastră. Bunătatea și credincioșia din inima noastră sunt date la o parte și înlocuite cu valorile lumii acestea. Și distrugem tot ceea ce este în jurul nostru, relațiile noastre, reputația noastră, pentru a obține o falsă fericire promisă de lumea aceasta. Și Solomon spune că doar păzind adevărata înțelepciune și doar păzind, ținând, fiind atent la adevăratul caracter duhovnicesc, caracter creștin, putem obține ceea ce ne dorim cu toți cu adevărat. Ca anul viitor să fie un an fericit. Să fie un an plin de fericire și de împlinire. Și astfel, spune el, păzind această învățătură, această cunoaștere și acest caracter, astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Astfel, păzind aceste două aspecte esențiale, căpătăm, primim o relație corespunzătoare și plină de împlinire atât cu Dumnezeu, care este nevoia noastră numărul 1, să avem o relație corespunzătoare, corectă cu Dumnezeu, dar și cu semenii noștri. Fără cunoașterea duhovnicească și fără caracterul duhovnicesc, nu vom avea trecere sau primire înaintea lui Dumnezeu și de asemenea relațiile noastre vor fi distruse. Dragul meu, în anul care vine, nu uita adevărata înțelepciune. Și nu îți pierde, uitând acea înțelepciune, identitatea ta și valorile tale în căutarea fericirii. Pentru că dacă câștigi lumea întreagă și îți pierzi sufletul, la ce folos? Dacă câștigi toate lucrurile acelea care ți le-ai propus, dacă le realizezi, toate averile și toate obiectele, dar câștigând acele lucruri, ai făcut schimb cu sufletul tău, cu demnitatea ta, cu caracterul tău, cu valorile tale, la ce folos? La ce folos acele lucruri? Al treilea pericol sau capcană. Pericolul necredinței. Solomon spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Pericolul acesta necredinței nu este vorba că s-ar putea ca mâine tu să fii ateu. Te trezești în 2020, astăzi ești un creștin deosebit și mâine te trezești și zici, gata, eu nu mai cred în Dumnezeu, ci pericolul că puțin cu puțin inima ta va fi acaparată de altceva decât Dumnezeu. Inima ta va fi preocupată de altceva decât Dumnezeu. Și Solomon ne dă două explicații la cum se manifestă această inimă necredincioasă, la această inimă care nu se încrede, spune el, din toată inima în Dumnezeu. Da? Ea are o oarecare credință, dar acea credință nu este deplină. El spune în felul următor: și să nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Atunci când inima ta este împărțită, atunci când credința ta nu este deplină în Dumnezeu, te bizui pe înțelepciunea ta. În loc să te întorci la Dumnezeu, crezi că te poți tu descurca prin propria ta înțelepciune. În loc să te uiți spre 2020 și zici, Doamne, ce ai vrea tu de la anul acesta? Ce spune cuvântul tău că ar trebui să existe în viața mea în 2020? Care sunt principiile după care ar trebui să iau deciziile pentru anul viitor? Tu zici, știi ce, Doamne, când îmi fac agenda pentru 2020, mă descurc eu. Mulțumesc frumos,
M-ai învățat multe lucruri bune, le punem alea deoparte și acum în seara de Revelion vreau să-mi fac eu planul după înțelepciunea mea. În al doilea rând, ne spune că atunci când inima ta nu este deplin încredințat în Dumnezeu, nu-L recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale, în toate aspectele vieții tale. Încerci să-L pui pe Dumnezeu în cutiuța Lui. Nu e treaba lui Dumnezeu să fie implicat și punctul focal în cariera ta, în firma ta, în relațiile tale. El trebuie să fie acolo în cutiuța Lui, la biserică. Doamne, miercurea și duminica, seara sau dimineața sau când mă duc, acolo-s pentru tine. Aia este sfera ta. Dar în rest, cariera, relațiile, prietenii și așa mai departe, alea-s treburile mele. Nu îl implici pe Dumnezeu, nu îl cauți pe Dumnezeu în toate căile, în toate cărările tale. Spui, aia este treaba mea. Cum se manifestă această necredință? Cum știm că am fost cuprinși de ea, că încet și încet am dat la o parte cunoașterea adevărului și valorile care provin din acea cunoaștere și cum știm că inima noastră este acum cuprinsă de această împărțire, de această necredință? Uitați, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Când te socotești pe tine înțelept și nu te încrezi din toată inima în Domnul, nu te mai temi de Domnul cum ar trebui și ca atare cazi în capcana păcatului. Cazi în capcana păcatului. Când nu stai înainte lui Dumnezeu și zici, Doamne, eu mă încred doar în Tine. Eu îmi pun speranțele doar în Tine. Când te duci după înțelepciunea ta, când faci planurile tale și când nu-L vrei pe Dumnezeu implicat în toată viața ta, inevitabil vei călca în păcat. Vei ajunge în ceea ce este păcat. Gândește pentru un minut la planurile tale pentru anul care vine. La dorințele tale, la visele tale. Și nu este rău ca să ai vise și dorințe și planuri pentru anul 2020. Gândește la tot ceea ce ai vrea anul viitor ca să fie un an fericit, un an de împlinire. Și puneți această întrebare. Ce compromis de la porunca și cuvântul lui Dumnezeu sunt dispus să fac în acest an ca să le obțin? Care porunca aș încălca încât să obțin aceste scopuri? Nu te trebuie să spui că niciuna. Gândește la anul care a trecut și întreabă-te de câte ori am făcut ce este rău, adică păcătos, adică împotriva cuvântului Dumnezeu, ca să obțin ceea ce eu mi-am dorit. De câte ori nu m-am dus la biserică pentru că mi-am dorit altceva, lumesc mai mult. De câte ori am mințit sau n-am spus adevărul complet pentru că am vrut să obțin ceva. De câte ori am avut un comportament care nu este demn de un om cu valori creștine, care cunoaște adevărul Evangheliei pentru că m-ar fi profitat cumva. Și întreabă-te dacă anul care vine va fi la fel. Fii sincer, nu trebuie să spui mie, nu trebuie să spui nimeni, nu trebuie să spui soției, soțului, în seara aceasta, înainte de culcare sau în dimineața aceasta, că este seara Revelionului, derulează toate planurile pentru 2020 și întreabă-te sincer. Ai fi gata să încalci porunca lui Dumnezeu ca să atingi scopurile? Dacă răspunsul este da, înseamnă că inima ta nu este deplin încredințată în Dumnezeu. Înseamnă că te privești la acele lucruri și spui, nu voi avea un an împlinit și nu voi avea fericire și nu voi avea tot ceea ce am nevoie dacă nu am aceste lucruri. Pe când creștinul care se încrede în totalitate în Dumnezeu privește și spune, chiar dacă aș pierde averea mea, casa mea, mașina mea, familia mea, prietenii mei, popularitatea mea, orice ar fi, dar dacă rămân cu Dumnezeu, este suficient. Dacă rămân cu Dumnezeu, este un an bun. Dacă rămân cu Dumnezeu, este un an fericit. Chiar dacă îmi pierd sănătatea, chiar dacă îmi pierd slujba și nu sunt dispus ca să îl dau pe Dumnezeu pentru nimic în lumea aceasta. Dar dacă încă în inima ta te bântuie gândul acela, măi, dacă să obțin lucrul acela care mi l-am propus, câștigul acela, beneficiul acela, dacă un pic m-aș abate, dacă un pic n-aș trăi după calea creștină, dacă un pic, inima ta este și inima mea este împărțită și trăiesc în necredință. 4. Și ultimul. Pericolul materialismului. Cinstește pe Domnul, spune Solomon, cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău. Observați că el spune că sunt averi și sunt venituri. Da? El
nu zice că este o problemă ca să fie nici averi, nici venituri. Dar ne arată că banii noștri sunt o problemă spirituală. Banii noștri sunt o problemă duhovnicească. Cinstim și celebrăm ceea ce iubim și ceea ce ne aduce bucurie. De aceea, de exemplu, organizăm zile de onomastică pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri. Mergem ca să-i cinstim și să-i celebrăm pentru că îi iubim. Și pentru că ei sunt o bucurie în viața noastră și vrem ca să știe lucrul acesta. Suntem dispuși să cheltuim din timpul nostru, din efortul nostru, din banii noștri, ca să îi cinstim. Și exact din aceleași motive cheltuim banii noștri. Cheltuim banii noștri și timpul nostru pentru lucrurile care ne produc bucurie și pe care le prețuim. Timpul nostru și banul nostru, banul nu este altceva decât o măsură a valoarei și a timpului, a efortului. Asta este banul, da? Eu muncesc, depun efort și timp făcând ceva, primesc ceva care identifică timpul acela și efortul depus. Și pot să-l schimb pentru altceva care consider valoros. Timpul nostru și banul nostru este cheltuit, sunt instrumente prin care cinstim și respectăm ceea ce iubim și ceea ce considerăm că ne aduce fericire și împlinire. Întotdeauna este adevărat. Pe frate, asta a fost adevărat și când m-am dus dimineața la supermarket și am cumpărat o franzelă pentru familie. Da! Ai cumpărat-o pentru că ai considerat că merită să dai 3 lei sau cât faci o franzelă să-ți hrănești familia pentru că crezi că familia este valoroasă. Ai schimbat 3 lei pentru hrana pentru familie, pentru că prețuiești familia, da? Dacă nu prețuiai familia, nu te dai 3 lei ca să pui hrană pe masa lor. Și asta lui este adevărat când iei un concediu, când cheltui orice ban, îl cheltui pentru că crezi că schimbul acela care se face îți va produce un beneficiu care îți convine, care îți va aduce bucurie și împlinire. În anul care vine, întreabă-te, ce planifici, de exemplu, să faci cu banii tăi? Care sunt scopurile tale financiare? Cât vrei să câștigi? Și nu este rău să te gândești așa. Ce vei cinsti cu câștigurile tale? Pe ce vei cheltui tu câștigurile tale și pe ce loc se află pe această listă Dumnezeu? Solomon spune, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău. Prioritatea numărul unu nu este să fac averi, să am venituri. Acelea vin ca simplă urmare a muncii tale. Prioritatea numărul unu este ce voi face cu acele binecuvântări care vin pe urma muncii mele. Voi cinsti eu în primul rând pe Dumnezeu sau am alte priorități și la urmă, dacă mai am timp, și de Dumnezeu? El spune în felul următor, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Altfel spus, adevărata binecuvântare, atât materială, dar și spirituală, binecuvântarea care cu adevărat produce fericire, vine atunci când îl cinstești întâi pe Dumnezeu. Dumnezeu privește la viața ta și este dispus și place să binecuvinte pe copiii lui cu fericire, cu împlinire materială, cât și spirituală. Este un principiu general, dar să nu credeți că automat, dacă dai 10% sau dacă dai prima parte din venit, Dumnezeu este obligat ca să-ți dea belșug, dar este un principiu general. Oamenii care se bucură cu adevărat de belșug, atât material și spiritual, sunt oamenii care îl cinstesc întâi pe Dumnezeu. Sunt oamenii care nu lucrează pentru bani. Ei lucrează pentru că înțeleg că asta le-a poruncit Dumnezeu. Și când primesc banii, ei zic, banii aceștia, în primul rând, sunt al lui Domnului. Trebuie să-i dau lui. Trebuie să-l cinstesc pe el. Ei nu sunt captivați de bani. Ei nu sunt înrobiți de bani. Banii nu sunt altceva decât o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și ca tare ei iau acei bani și îi pun pe altarul Domnului și spun, Doamne, pentru tine, să fie de folos cum tu consideri că este bine. În anul acesta, cu siguranță, ați făcut multe planuri. Și unele au fost de succes și altele au eșuat. Și în seara aceasta veți face multe planuri pentru anul viitor. Unele veți împărtăși cu alții, altele nu veți să spuneți nimănui. Dar mă rog, ca în procesul acesta de încheiere de an și de începere un an nou, să nu uitați aceste adevăruri. Să nu uitați cuvântul lui Dumnezeu din tot procesul acesta de planificare. Tot adevărul care Dumnezeu
v-a învățat. Să nu uitați valorile voastre. Să nu vă propuneți și să nu faceți nimic în anul 2020 ca să câștigați ceva încălcând cuvântul lui Dumnezeu. Să nu cumva să țintiți după lucrurile acestea materiale, uitând de adevăratele valori, uitând să-L cinstiți întâi pe Dumnezeu. Și să nu faceți nimic dintr-o inimă necredincioasă. Să faceți totul de plin încredințați în Dumnezeu. Să-L strângeți pe El aproape și cuvântul Lui. Și faceți planuri și vă doresc toată împlinirea și toată fericirea cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Amin. Amin.